După ce a reușit să deblocheze relațiile cu România și cu Ucraina, Maya Sandu vrea să treacă la următorul nivel. Noul președinte al Republicii Moldova a transmis că își dorește ca țara ei să se apropie din nou de Uniunea Europeană și de valorile sale. Dorim să relansăm procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin reforme democratice și economice care să transforme Moldova într-un stat european. Declarația a fost făcută în contextul în care noul președinte moldovean urmează să efectueze o vizită oficială la Bruxelles. După ce relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană s-au deteriorat considerabil în timpul mandatului predecesorului său, Maia Sandu a reamintit că UE a înghețat în 2018 o mare parte din asistența financiară pentru Republica Moldova din cauza abuzurilor nedemocratice ale Chișinăului. Noul lider de la Chișinău a vorbit și despre relațiile cu vecinii săi, România și Ucraina, cu care speră să construiască un cerc de încredere care să aducă beneficii tuturor. Cu România am convenit să edificăm mai multe conexiuni poduri și proiecte comune care ajută la consolidarea Republicii Moldova ca stat, dar și ne-ar permite să ne ancorăm în Uniunea Europeană.